Drumul spre înalta societate. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. În distribuție Ion Caramitru, Gina Patrichi, George Constantin, Cela Dima, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Alfred Demetriu, Mirela Gorea. Regie artistică Dan Cuican. Doamna Thompson! Bine ai venit, domnule Giolempe! Bine v-am găsit, doamnă. Sper că ai călătorit bine. Destul de bine. Mă bucur că ați venit să mă așteptați, așa cum de fapt mi-ați promis în scrisoare. Da, ca să te scutești de timpul pe care l-ai fi pierdut în căutarea adresei mele din Warley. Oraș constituit dintr-un labirint de străzi. Da. Ca mai toate orașele din această regiune a Angliei. Vă mulțumesc pentru amabilitate, doamnă. Da, să luăm un taxi până la locuința mea din strada Vulturilor, unde vei fi găzduit. Da, foarte bine. Am să spun? Domnule, dacă vrei, da, mai curând ce-aș spune Joe. Mie poți să-mi spui John. Perfect, John. Bine, Joe. Hai, taxi! 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 E liber? Da, poftiți. Să urcăm. Da, în strada Vulturilor, te rog. Da, doamnă. În taxi ajungem mai repede acasă, Joe. În orășelul meu natal, Dafton, a făcut cale lungă până aici. Ești obosit? A, nu, mai mult plictisit. Ce mai face Emily, prietena mea? Mătușa Emily e bine, sănătoasă și îți trimite multe complimente. Mulțumesc. Ea mi-a scris să te găzduiesc și să-ți port de grijă. Vezi, strada aceasta înclinată duce spre casa noastră. Este strada St. Clair. Noi stăm sus, așa se spune în Warley, sus, cu literă mare. Da, pare un cartier frumos, cu case și grădini bine întreținute. Da, este un cartier tare plăcut și liniștit. E plin de verdeață. Da, dar iată că am ajuns. Oprește, te rog, domnule. Poftim, banii. Vă mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Pe aici. Și casă frumoasă aveți? Da. Aveți și grădină și garaj? Soțul meu se legă și păstrează acolo toate vechiturile. Eu ar trebui să-l mai reparăm puțin. De la moartea fiului nostru, Morris, am renunțat la mașină. Cum așa? A murit în războiul dus împotriva hitleriștilor. Se înrolase în aviație, pilot. A căzut în timpul unui raid aviatic. Abia împlinise 21 de ani. Doamne Thompson. Intră, Joe, și simte-te ca acasă. Da, mulțumesc. Camera în care vei locui e la etaj, în stânga scării. La dreapta e baia. Să nu uiți, Joe. Iată cheile pe care trebuie să ți le dau. De la ușa de la intrare, de la cameră, dulap și birou. Luăm cafeaua imediat. Sau poate vrei un ceai? Nu, mulțumesc, prefer o cafea. Fă-te comod, Joe. Noi n-am mai avut niciun locatar până acum. Soțul meu este profesor de limba engleză la o școală, aici, la apropiere. Câștigă puțin, iar cheltuielile sunt destul de numeroase pentru a le putea acoperi. Apoi și insistențele mătușii tale ne-au convins că ar fi bine să te găzduim la noi. În tinerețe și eu am locuit la diverse gazde. Da? Dacă ai să te simți vreodată prea singur, printre străini, într-o locuință nouă, se întâmplă. Da. Vei fi oricând binevenit aici, în salon, să stăm de vorbă. Mulțumesc. E prima dată când pleci de acasă, nu? Vreau să spun, în afară de anii petrecuți în armată. Da și nu. După ce părinții mei au pierit în timpul războiului, în urma unui bombardament, am locuit la mătușa Emily. Da. Și oraș Dafton? Cum e? E plin de uzine, câteva școli, un monument al eroilor și un râu care schimbă culoarea în fiecare zi. Un cinematograf și 14 cărciuni. Asta e cam tot ce se poate spune despre Dafton. Dar cum nu aveți niciun teatru? Teatru? Când vroiam să văd o piesă, mă duceam la Manchester. La Dafton mor de plictiseală.
Aici la Oale avem un teatru mic, însă foarte bun. Da? Da, foarte bun. Are un nume cam bizar, Tespienii de Oale. Denumirea vine de la Tespis, tragic grec din antichitate. Actorii sunt artiști amatori din oraș. Nu prea au bărbați, vreau să spun actori. Dacă ai veleități de actor, au să te coopteze în colectivul lor. Poate. Daftonul este un oraș mort, iar consilierilor, notabilităților și tuturor celor pe care nu-i puteam suferi, le-am zis mămâi. Charles Lafford, cel mai bun prieten al meu din Dafton, îmi spunea adesea: Daftonul, lăsa te ucide, Joe. Pleacă până nu ajungi și tu o mămâie. Da. Când se plânge la Warley, Joe, ai să scapi de mămâi, de toate cadavrele astea ambulante care au parvenit prin sudoarea muncii celor exploatați de ei. Simțeam că mă sufoc dacă mai stăteam mult acolo. Mi-am căutat un post prin mica publicitate și iată-mă aici, unde voi lucra ca funcționar la primăria din Warley. Și poate actor în timpul liber. Da, mi-ar face plăcere. Am să-ți fac cunoștință cu cei din trupă. Mulțumesc, Joe. Acum trebuie să vină și soțul meu de la școală. Spectacolul vostru din această seară, vreau să vi-l prezint pe Joe Lambton, nepotul unei vechi prietene din Dafton. El ar fi dispus să facă parte din echipa voastră de teatru. Hei, Joe! Eu sunt Bob, soțul tinerei doamne Eva. Mă bucur. Joci teatru? Am făcut-o și pe asta mai demult, dar prea puțin în școală. Nu prea am avut timp pentru așa ceva. Serviciu, războiu... Ai făcut război? Da, la aviație. Ai un profil drăguț și o statură impunătoare, Joe. Mulțumesc, Eva. Și o voce caldă, profundă. E timpul să avem și noi un june prim. Bob, soțul meu, joacă toate rolurile de tineri îndrăgostiți. Când am intrat în teatru de amator, speram să am parteneri mai drăguți decât el. Da, are dreptate, Eva. Ducem lipsă de tineri actori. Da. Să-l prezentăm pe Joe, regizorului vostru, Rani. Eu am să-i fac cunoștință lui Joe cu câteva fete drăguțe. Sunt de acord. Uite, a și apărut una din ele. E Susan. Susan Brown. Susan? Oh, Susan. Mor de gelozie. Te-ai și amorezat de păpușica asta. Nu. Mie mi se pare cam nesărată. Ei, cum poți să spui așa ceva, bro? Nu, Joe are gust, știe ce vrea. Susan e frumoasă, da, cu adevărat frumoasă și proaspătă ca un trandafir. Cum să nu fie așa cu un tată bogat? Să-l prezentăm pe Joe. Joe, după cum văd eu, Susan ți-a căzut cu tronc. Ce folos, ha? O fi având ea pe cineva, nu? Nu-i logodită. Dar vorbește cu Jack Wells, un băiat de bani gata, înalt și cucerit. Dar să știți, admirația mea față de Susan Brown este... e pur estetică. Uite că vine spre noi. Susan, ți-l prezint pe Joe Lambton din Dafton. A asistat la spectacolul nostru și i-a plăcut foarte mult. Mai ales interpreta principală. Se putea altfel. De fapt, joc destul de prost. Nu, dacă aș fi știut, ți-aș fi adus flori. Dacă ai fi știut, ce? Dacă aș fi știut că ești așa frumoasă. Cred că exagerezi. Susan, vii să bem ceva? Mi-ar face plăcere, dar sunt așteptată la cină cu Jack. Vorbeam de Jack și uite-l ca și-a apărut. Bună seara la toată lumea. Jack, să-ți prezint un viitor actor al Teatrului nostru de amator. Joe Lambton din Dafton. Da, îmi pare bine. Numai puțin mie. Cred că aveți ceva comun. Amândoi ați fost aviator brav și îndrăzneț, nu-i așa? Îmi pare bine că s-a terminat războiul împotriva hitleriștilor. Să zbori e o plăcere, dar să nu fii ținta vreunei artilerii inamice. Adevărat, plăcerea de a zbora mi-a trecut și mie în cele din urmă. Ei, ce fel de tineri sunteți? Ce a fost, a fost, a trecut. Jack, vii să bei un pahar cu noi? Îmi pare rău, Eva, dar știi cât de mult ține la punctualitate papa Brown. Cu altă ocazie o să fiu încântat. Hai, Susan. Să mergem, Jack. Data viitoare n-am să uit florile. Poftim? Ce flori? Îți mulțumesc. La revedere. Cu bine. Ești foarte, foarte direct, Joe. Așa sunt eu. Lui Jack nu i-a plăcut chestia cu florile, să știi. Părea gelos. Dar nu-i logodit cu ea. Nu. Dar se cunosc de mult. Din frage de copilărie. Mă rog. N-are decât. Hei, John, ți-am dat un rol superb, divin. Le avea de muncit. Trebuie să muncești, nu glumă. Fizicul te ajută, dar nu-i destul.
Meșteșugul actoriei este acela de a ști cum să dai replica, cum să-ți susții partitura, cum să te miști în scenă. Trebuie să trăiești cu adevărat ceea ce spui, să câștigi atenția publicului spectator care te va răsplăti cu aplauze pentru reușita realizării tale actoricești. Dar ce este, Eva? Roni, îl sperii prea tare pe Joe. El a venit aici din amuzament. Joe, ți-o prezint pe Alice Asgill. E o fată fermecătoare, da, și da, ea face parte din trupa noastră de teatru. Sunt încântat. Frate drăguț din partea ta. Ei, o să avem mult de lucru la piesa asta. O să mai fac și unele tăieturi în text ca să-i dau ritm. Ai grijă, Joe. Ronnie Smith, marele nostru regizor, are o adevărată pasiune să foarfece textul înainte de a-l pune în scenă. Dacă nu ești atent, nu o să-ți mai rămână nimic din rol. Se crede Orson Welles. Nu fi răutăcioasă, Eva. Deocamdată asta a fost, Joe. Urmează acum să mai aprofundez și intențiile scenografice ale autorului. Vă las, copii, la revedere. Mulțumesc și la revedere. La revedere. Fetelor, beți o cafea? Nu, eu trebuie să mă întâlnesc cu Bob. Vă las. Bye. Bye, Eva. Bye. Bye. Joe. Joe. Nu te superi dacă țic așa, nu? Nu, de ce? Jo. 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 Ai putea să mă oferi o bere? La Clarence? Nu, e un local prea aglomerat. Atunci unde Alice? Sinclair? Da. Acolo e mai plăcut și mai intim. Bun, să mergem. Mașina e parcată vis-a-vis. Știi să conduci? E, oricât de curios ar părea, da, știu să conduc. Stai, dar nu fi așa de susceptibil. Nu sunt. Ba ești, dar eu mă gândeam că ți-ar face plăcere să conduci. Majoritatea bărbaților refuză ideea ca mașina să fie condusă de o femeie. Dar ce mă privește, trebuie să spun că șofez mizerabil. Poftim cheile. Mulțumesc. Știi cum arăți cu părerea asta? Nu. Ca un gangster. Nu mai spune. Nu, stai, iau-te, rog, la dreapta. E bine. Ne apropiem de șoseaua Sinclair. Dar asta e drumul care duce spre locuința mea. A, stai pe aici? Da, pe strada Vulturilor. Stau în gazdă la familia Thompson. Ah, da. Eu locuiesc în apropiere pe strada Lyant. Acum trecem pe bulevardul Plopilor, unde locuiește Susan Brown. Ah. Colega noastră la actorii. Ți-a prezentat-o, Eva? Da, văd că te-a informat. Da, așa sunt noi femeile. Mai vorbim de una de alta. Ei, cred că am ajuns. Da. Să intrăm, Alice. Și mie o bere. Bună seara. Bună seara, doamnă Asgill. Bună seara. Cu ce vă putem servi? Ei, dă-ne o bere, bătrână. Asta e bere adevărată. Ba, e o băutură foarte plăcută. O bere pe cinste, doamnă. Vă rog, poftiți. Să stăm aici, Joe. Da, e un colțișor plăcut, liniștit. Da. Joe, poate vom juca într-o piesă împreună. Așa că e bine să ne cunoaștem mai de-aproape. Am impresia că tu suferi de un complex de inferioritate. Nu, eu sunt dintr-o familie simplă. Taică mea nu a avut nici uzine, nici manufacturi. Dar asta nu înseamnă că nu am citit nimic și că nu știu să conduc o mașină. Da, Joe. Adică, cui pasă de toate astea? Mie nu. Familii Thompson nu. Evei nu, așa că... Sau Eva-i devine? Eva e o cochetă născută și nu o să se schimbe niciodată. Nu m-ar mira deloc dacă aș afla că îi povestește lui Bob toate iurelile astea. Amândoi sunt reci ca niște reptile. Dar tu nu lua în serios. Depinde ceea ce înțelegi prin serios. Același lucru ca și tine. Nu e nicio primejdie, mă amuză. Dar m-a nemulțumit aroganța lui Jack Wells, prietenul Suzanei. Jack pleacă curând la Universitatea din Cambridge. Tatăl lui are un cartel, deține o fabrică de plastice, o tăbăcălie, o secție de confecționat, caroserii. Da, o spălătorie și o tipografie. Da. Pe lângă Ford Lines sau Unilever, este un cartel mic, dar prosper.
înțelege. De altfel, acesta nu e motiv pentru care trebuie să fii supărat. El are un aer de aroganță și simți de proprietate asupra Suzanei, dar nu e cazul să te îngrijorezi. Oamenii ca el iau tot ce e mai bun pentru un fel de drept ce și-l atribuie. Jack se duce la Cambridge ca să învețe să gândească. Cine vrea să conducă un cartel n-are nevoie să se specializeze într-o anumită ramură. Trebuie să aibă o viziune generală. Dacă te pierzi prea mult în amănunte, nu poți cuprinde întregul. Salariații fac să meargă toate, indiferent cine conduce întreprinderea. Necesar e ca Jack să-și facă relații utile cu oameni din lumea bună, să învețe să se descurce în afaceri. Am să-i suflu, fata. Am să-i suflu cu toți banii lui, cu tot. N-are să-mi stea în cale, să știi. Ce pornit ești. Așa ai dreptate. Suzan nu-i logodită cu el. Tu de ce nu-i telefonezi, Fedi? Să-i inviți la o plimbare cu tine în parc, în oraș undeva. Uite că nu m-am gândit la varianta asta. Păi tu în loc să acționezi, stai cu minile în sân. Sau crezi că Jack ți-e superior? Nu, oricum nu are mai importanță. Vreau să spun dacă mi-ar fi sau nu superior. Din moment ce ea nu-l preferă, eu simt că nu-l place. S-au obișnuit să-l aibă în preajmă, asta e tot. Să nu crezi că sunt un moralist, dar cred că eu aș putea să iau locul. Nu, tu ești tânăr și foarte lipsit de experiență. Dar dacă asta e ce simți în legătură cu Susan, intuitiv și nemijlocit, atunci probabil că așa e. Nu-mi plac jumătățile de măsură. Acum să plătesc. Nu, stai, fac eu cinste, da? Ce? Cum adică? Am bani. Ai, fără discuții. Întotdeauna plătesc partea mea. Am învățat asta de mult pe când eram într-o trupă de actori profesioniști. Dar eu nu sunt actor, eu sunt un simplu funcționar. Lasă, nu-mi pasă. Eu sunt independent. Pot să-mi permit să plătesc, ai înțeles? Da. Vrei niște cartofi, pai? Vreau. Dar să fie bine sărați. Și mie îmi plac sărați. Merg cu bere. Da, e adevărat, sunt delicioși. Să spun ceva, Alice. Îmi place. Cu tine pot să discut deschis. Pot să spun o grămadă de lucruri. Și tu îmi place. Da? Pentru că ai avea 18 ani, știi? Alo? Da? Casa Brown? Da. Aici John Lampton. Susan la aparat. Hello, Susan. Hello. Îți telefonez de la birou ca să te invit la un spectacol de balet care va avea loc sâmbătă seara. M-am gândit că poate ai vrea să-l vezi. Sâmbătă? Da, sâmbătă. Da, mi-ar face plăcere, Joe. Dar stai puțin să mă gândesc, Joe. Sunt zăpăcită. M-ai luat prin surprindere. Abia am sosit din oraș. Dar trebuie să mă uit în agenda să văd dacă sâmbătă am vreun program, da? Un moment, Joe. Asta e acum, își notează. Are program încărcat. Joe, sâmbătă seară sunt liberă. Oh, splendid! Am să vin să te iau la 6:15, se poate? Nu, ne întâlnim la teatru, da? Atunci la 7:15. Da, bine, mulțumesc, trebuie să te las. Bine, mama, la revedere. La revedere. De ce s-o fi speriat de maică-sa? Probabil că părinții ei știu că numai Jack este cel care o invită în oraș. Mă rog, eu nu sunt destul de onorabil să fiu primit la ea acasă cum mi se primi Jack. Joe, ce stai cu telefonul mână? Ah, ai flirtat cu cineva. Ce-ți pasă, Teddy? Ce-ți pasă? Mai bine ai stat la birou și ți-ai terminat lucrările. June Ox, tânăra noastră colegă de la secția sanitară, a venit să te vadă. Ce zici? Hello, June. Hello, Joe. Ce amabil ești, June. E o plăcere pentru mine. June, atunci din zi în zi mai frumoasă. Ce spui? Îmi pare bine că nu lucrez cu noi la secția financiară. De ce? Fiindcă aș sta și m-aș uita toată ziua la tine. N-aș mai face nimic. Da? Și tu flirtezi cu alta? Asta pentru că tu nu vrei să te măriți cu mine. De ce? Parcă m-ai cerut de soție? Dragă, da, aș spune chiar cea mai dragă, domnișoară June. Îți ofer mâna și inima mea. Ele încolo, June, nu te lua după el. Nu, am auzit că se duce prin localul în compania unei femei măritate mult mai vârstnică decât el. Ce tu spui? Da, numele doamnei începe cu ei. Ce prostii. Doamna, m-am condus cu mașina acasă și am vorbit despre teatrul nostru de amatori. Relațiile noastre sunt pur amicale. Da, înțeleg, Joe. Ești groaznic, Teddy, n-am să mai vorbesc cu tine niciodată. Ai niște purtări. Joe e un băiat delicat, un gentleman. Nu te bizui prea mult pe aparențe, Joe. Ești fermecătoare, Joe. Și tu, Joe, dar trebuie să plec, vă las. Ba. Joe,
Ai mare succes la femeie, nu-i așa? Da, uite, stau la coadă numai ca să mă... Nu, nu, pe Giunța să vedeți, nu, e prea puștoaică. Dar pentru doamna, pentru ea te invidiez cu adevărat. N-ai de ce să mă invidiez. E o femeie grozavă. E într-adevăr o femeie bine, dar nu m-am gândit niciodată la altceva. Să te cred? Alice are 34 de ani și e căsătorită de 10 ani cu un fabricant foarte bogat. Da? Mm-hmm. Pare foarte bine. Mm-hmm. Dar hai să lăsăm vorba. Mai avem și de lucru pe din. Nu-i așa? Da, da, avem, avem. În seara aceasta, dragii mei, vreau să stabilim mișcarea scenică. Își pare să mai continuăm cu aprofundarea textului. Scenele voastre, Joe și Alice, au început să se contureze bine. Da. Prevăd însă greutăți în gestică. Ești încă foarte stângaci, Joe. Ei, da. Sper că după mai multe repetiții să intri mai bine în rol. Roni, dar mai avem destul timp la premieră. Eu am să mă străduiesc să fie totul bine. Bună seara. Bună seara. Bună, George. Ei, prieten, dați-mi nevasta. Alice, închipuiți-vă, și-a stricat fiatul și a venit să o iau acasă cu mașina mea. Da, da, ai venit prea devreme, George. Da? Ți-l prezint pe Joe Lambton. Da, îmi pare bine. E junele meu prim. Da, adică vreau să spun, îmi pare rău, v-am deranjat? Nu, deloc. Cum merge? Cum se merge? Ca la început. Nu, destul de bine. Da, da, da. În dumneata ești funcționar la primărie, nu? Da, la secția financiară. Da, da, trebuie să fie foarte plictisitor. Nu știu să vi se pară curios, dar întotdeauna se găsește cât un om de afaceri care încearcă să tragă chiulul. Oamenilor nu le place deloc să-și plătească impozitele, asta e o regulă. Da, cu mine nu o să aveți de-a face. Fabrica mea nu e în Orley. Nici asta nu ne place. Vă privați de bani urbea natală. Când Consiliul Municipal îmi va încuraja afacerile, am să construiesc o fabrică și în Orley. Când o să găsim un om de afaceri care se considere că politica noastră de combatere a fumului industrial nu e o vorbă goală, o să-l primim cu bucurie. Acolo unde e murdărie... Da, da, mai lăsați afacerile, nu vă plictisesc. Femeile nu înțeleg niciodată că noi bărbații trăim pentru așa ceva. Cum discutăm și noi ceva mai interesant? Vă plângeți că vorbim despre afaceri. Alice, soțul tău reprezintă forța banului. Hai, Alice. Joe, mergi în direcția noastră? Nu, adică nu știu. Vreau să spun, n-ai niciun program, nu-i așa? Hai, Joe! Hai, avem o mașină Daimler de 2500 centimetri cu foarte încăpătoare. Zboară, nu alta. George, aseară l-am condus pe Joe și am băut o bere la St. Clair. Draga mea, dar de ce te complici cu localurile astea? Adu-l pe Joe acasă dacă nu vrei să te bârfească lumea. Avem băuturi destule, nu? A? Joe, vrei să vii să iei masa cu noi? Hai, Joe! Hai, vino! Bine, să mergem. Ce vrei? Gin, whisky, coniac, rom, vin? Un whisky. Am o ladă întreagă, din băgate lui Scotch. Mulțumesc. De unde ești, de fapt? Din Dufton, acolo m-am născut. Da, am fost la Dufton în interes de afaceri, e un oraș urât. Te obișnuiești. Cunoști familia Torver? Este cea mai veche familie de fabricanți din Dufton. Tatăl meu a muncit într-una din fabricile lor, așa încât nu ne-am cunoscut din punct de vedere social, cum se spune. Dragul meu, Joe, nimeni nu se cunoaște cu familia Torver din punct de vedere social. Toți fug de ei. Bătrânul este un om de afaceri foarte capabil însă, iar Dickie Torver, fiul său, este foarte seducător. Vai, e oroare! L-am cunoscut și eu la un bal la Leaders Ford. În primele 5 minute m-a și invitat să plec cu el nu știu unde. S-ar putea ca unele femei să-l găsească atrăgător, draga mea Alice. Poate vrei să spui eu că soții unora dintre femei ar vrea să facă afaceri cu el. Nu, nu în sensul ăsta, Joe. Nu, afacerile nu sunt chiar așa de simple. Se întâmplă. Da, uneori. Joe, e o tartină, le-am pus aici ca să le mâncați. Te rog, ia o tartină. Eu mă duc să aduc niște gheață. Alice, ți-am urmat sfaturile. Ce sfaturi? I-am telefonat Suzanei. Mergem la spectacolul de balet de sâmbătă. Vai, bravo,
foarte bine. Vezi că într-una de mine nu poți să greșești. Mătușa Elis are întotdeauna dreptate. Nu poți fi o mătușă. Mătușile sunt mult mai vârstnice. Tu ești drăguță, ești ispititoare chiar. Mai mai mult. Dar mai mult ce? Sunt de super pe mine, promite. Da, promit. Ești mai degrabă, nu, cum să zic, pânduioșătoare. Dar rătăcită, pierdută, ca o fetiță mică. Scuză-mi cuvintele. Curios ce spui. Sunt puțin emoționată. Susan, ți-a plăcut spectacolul? A fost splendid, mă ador baletul. Și muzica m-a copleșit, parcă se învârtește lumea cu mine. Mi-ar place să mergem la baletul Sadler Wells. Ai văzut-o pe Margot Fontaine? Cum să? Vrei să bem o cafea? Da, aș vrea. Și niște prăjituri? Da, mi-e cam foame. Nu e așa că te simți bine aici în cafenea? E ca în Dickens. Ia uite-te la chelnerul acela micuț cu cârlionț, da. Îți vine să-l mănânci, nu crezi, Joe? Are un aer trist și totuși vioi, de ca o maimuțică. Mă întreb dacă îi place meseria pe care o face. Ce-o fi gândind despre clienții lui? Gândește că ești cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o vreodată. Iar pe mine mă consideră foarte norocos că sunt cu tine. E trist pentru că tu ești pe veci inaccesibilă și e vioi pentru că poate să te servească cu ceea ce dorești, înțelegi? Joe, mă faci să roșesc. Uite-l că vine spre noi. Ce doriți, vă rog? Două cafele și... Două prăjituri madeira și câteva cornulețe cu stafide. Da, imediat. Dar omulețul acesta delicios are un defect la piciorul stâng. Probabil că a fost rănit pe front în timpul războiului. Îngrozitor. Aici, la Orley, n-am prea simțit războiul. Tata muncea foarte mult la uzină. Uneori lipsea și noaptea. Bogații au dus-o întotdeauna bine în timpul războiului, draga mea. Joe, n-ai să râzi de mine dacă vreau și un suc de ananas. Ia ce poftești. Cu fete ca tine îmi place să ies în oraș. De ce? Nu ești prea pretențioasă. A, fetele cu care ieși de obicei în oraș te pun la cheltuială? N-am niciun fel de fete. N-a existat niciodată niciuna. Doar tu. Acum spui minciuni, rog te, Joe. Nu există niciuna în afară de tine. Dar abia m-ai cunoscut, Joe. Cum poți să vorbești așa? Nu ești, cum se zice, scumpă foc. Cum adică nu sunt scumpă foc? Așa obișnuia maică-mea să spună când voiam ceva care costa mai mult decât putea ea să plătească. Scumpă foc, da. Scumpă foc, ce drăguț. Dar știi, Joe, mie mi-ar plăcea să fiu scumpă foc. Și dacă mă uit bine la tine, Susan, mișc cu adevărat scumpă foc. Intră. M-ați chemat, domnule Hoyle? Da, ia loc, Joe. Mulțumesc, nu e o problemă. Voiam să-ți spun că te-ai deprins foarte repede cu munca pe care o prestezi în cadrul secției financiare și... Mulțumesc, domnule. Și eu, ca șef de serviciu, îmi dau seama că nu ți-a fost prea ușor. Ești de 6 luni aici, nu-i așa? Da. Da? Pot intra? Da, Jun, intră. Mulțumesc că te-ai gândit să-mi aduci un ceai. E binevenit. Adu-i, te rog, și domnului Lampton unul. Vrei, copila mea? Da, îndată. E bine, am să-ți povestesc câteva lucruri despre mine, Joe. Poate te interesează să-ți cunoști șefii mai bine. Dacă doriți dumneavoastră, n-am nimic împotrivă. Poftim ceaiul, domnule Lampton. Mulțumesc foarte mult, Jun.
M-am născut în Orley. Aici mi-am petrecut toată viața. M-am căsătorit cu o fată tot de aici și trebuie să spun că nu am regretat niciodată. Cunosc Orley-ul ca propria-n palmă. Îi știu foarte bine pe toți consilierii municipali, în special pe consilierul Brown. Am și fost colegi de școală. Dumneata, te descurci excepțional de bine și mă bucură foarte mult să văd că ai toate calitățile ca să reușești în profesia dumitale. Unii rămân foarte puțin în acest oraș după ce și-au făcut o platformă. Sunt mutați în centre mai importante, primesc salarii mai mari. Îți place în acest oraș, nu? Foarte mult. Ești un tânăr cu scaun la cap. Foarte probabil că o să te supere ceea ce am să-ți spun acum. Depinde. Ceea ce faci în timpul liber te privește, Joe, în anumite limite, bineînțeles, și nu e nevoie să spun care sunt acestea. Au fost plângeri împotriva mea? Nu voiam să spun asta, nu mă înțelege greșit, Joe. Dar ce-am făcut? Nu e vorba de nicio necuvință. Hai să o luăm altfel. Trebuie să-ți dau unele sfaturi despre felul cum se trăiește în Orley. Vorbim ca de la bărbat la bărbat. Da. Spre binele dumitale și pentru că sunt superior. Sunt sigur că ai unele cunoștințe despre organizarea conducerii locale. Ce mai importantă rotiță a mașinării este teoretic consilierul. În practic, totuși, funcționarul superior conduce. Consilierul poate să schimbe funcționarul dacă nu e corespunzător cerințelor, dar nimeni nu se poate atinge de el dacă e pe deplin apt pentru serviciul în care a fost angajat. Scuză-mă, Joe. Hoi, leg la aparat. Da, da, desigur. În maximum 15 minute. Acum sunt ocupat, te chem eu. La revedere. Cum îți spuneam, oamenii trebuie să-și vadă în primul rând de interesul lor. Funcționarul este în siguranță în ceea ce privește postul său dacă e capabil. Dar asta e tot. Avansarea este cu totul altceva. Avansarea, indiferent de recomandarea șefului departamentului, depinde de votul majorității comitetului, apoi de tot consiliul. Și dumneata știi, consilierii sunt ca oile. Dacă o personalitate puternică se declară categoric împotriva avansării unui funcționar, majoritatea îl va urma. Și, bineînțeles, există întotdeauna un ultim argument de a oferi un motiv întemeiat, în stare să dejoace planurile acelora care ar îndrăzni să se opună consilierului nostru ipotetic. Vreți să spuneți că domnul consilier Brown... Nu e vorba de asta. Nu discut despre consilierul Brown. Am fost colegi de școală și... Între noi sunt altfel de relații, înțelegi? Pe când singura legătură pe care o ai dumneata cu Brown este că l-ai întâlnit o dată sau de două ori aici și îl vei mai întâlni în consiliul personal. Da, e un om mic vesel. Își cam exagerează rolul de om de afaceri. Rămâne între noi, cam așa este. Dar nu e prost, s-a ridicat din nimic. Am vorbit cu el despre dumneata în câteva ocazii. I-am spus că ești un tânăr cu perspective. Brown e foarte inteligent. Destul de inteligent ca să înțeleagă pe moment despre ce e vorba, fără sentimentalisme ieftine. Este foarte bogat și foarte influent. E un om încăpățânat pe care nu-l poți scoate dintre lui. El este, după cum știi, președintele comisiei personalului. Îi place ca toate să meargă ca un mecanism de precizie. Viața lui de familie este la fel de bine organizată. Dacă cineva i s-ar așeza în cale, ar fi nemilos. Poate ar fi bine să-mi caut un serviciu în altă parte. Cum ți-a venit ideea asta? Nu, mă tem că nu m-ai înțeles, Joe. Munca pe care o faci e foarte bună. Totuși, după cum ți-am arătat, problema avansării nu se pune în prezent. Dacă șeful dumitale de birou, domnul Harrod, ar primi alt post, atunci lucrurile s-ar schimba. Ăsta e micul nostru secret. Vedem noi pe urmă ce o să mai fie. N-ai nicio prietenă în Orley, Joe? Sau cum se spune pe aici, nu ești în vorbă cu nimeni? Nu prea. Ai succes la femei. Uneori asta e o mare nenorocire. Te pun în niște situații... Sigur, ar trebui să te gândești de pe acum la însurătoare. Pentru un bărbat nimic nu e mai bun decât o căsătorie făcută în tinerețe. Îți mărește simțul răspunderii. Știi pentru ce muncești. Apropo, vii la balul primăriei? Sper, dacă voi găsi de închiriat un frac. La balul primăriei vin fete foarte drăguțe. Am să-ți fac cunoștință cu câteva. Mă gândisem să merg cu cineva. Balul are loc pe 25 ale lunii. Vreau să-ți fac economie de o liră. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. E doar nu te duci la vie cu struguri, nu-i așa? Aș mai bea un ceai. Am șoroc pe June să vă aducă. Nu pleca încă, June.
Încă n-am terminat. Am stat aici, am băut ceai și am vorbit despre viață. Ca într-o piesă de Cehov, nu-i așa? Fără spectator, din păcate. Înțelegi ce vreau să spun, nu-i așa? Da, într-adevăr. Mi-a făcut plăcere mica noastră discuție intimă, domnule Hoylake. Și o să-mi aduc aminte de ce ați spus. Sunt câteva fete drăguțe care vin la balul primăriei. Așa e bine, Joe. Așa e bine. Nu o spun adeseori, Joe, dar ai un viitor strălucit înaintea dumitale. Sunteți amabil, domnule. Cu bine, Joe. Vă salut, bună ziua. Joe, ai stat cam mult la domnul Hoylake. Te-a săpulit puțin, nu-i așa? Deloc. Discuția noastră s-a desfășurat în perfectă înțelegere. Spune ce a fost. Doar nu te-a ținut atât, numai ca să vă înțelegeți perfect. N-am încredere în ce spui. Despre ce ați vorbit? Despre balul primăriei. Elis, mă bucur că repetiția din seara asta a mers atât de bine. Și eu mă bucur, Joe. Știi, îmi place rolul. A, să nu cumva să-i spui lui Ronnie că-ți place. Începe să stăie din replici. Da, spune-mi, o să facem să-l pline, nu? Sper. Tu n-ai fost rău. Ei, nu atât de bine ca tine, Elis. Zâmbești? Da, sunt fericit. Atât aș vrea să fiu și eu fericit. Ce, s-a întâmplat ceva? Nu, e plictisitor să-ți explic. Vrei să mergem la un local? Nu vreau. Dar ce? Nu te-ai dat așa speriat la mine, Joe. Vrei să mergi acasă? Nu vreau. Aș vrea să mergem pe dealul vrăbilor. Oh, e frig acolo. Asta și vreau. Un loc rece și curat, fără oameni. Bine. Străzile sunt pustii și vântul împrăștia de-a lungul drumului un covor de frunze multicolor, nu? Da, Elis. Joe, mergi pe șoseaua asta așa. Ia-te după bordura de beton care se termină lângă ferma din dreapta. Au încercat să construiască tot felul de lucrări pe dealul acesta, dar toate au căzut baltă. Elis, știi, m-am gândit la tine toată săptămâna. Te-am visat. Frumos din partea ta, dar uite că am ajuns. Da. Să le dăm jos. Am amorțit în fiatul ăsta mic și prăpătit. Hai. Ce aer plăcut e aici. Liniște. Suntem departe de lume, sub cerul albastru stelar. Nu, e prea poetic. Poate. Spune-mi, nu ți-e frig? Vrei să mă încălzești? Da. Bine. Am să te cuprind în brațe. Vino. Jo. Te rog să nu te îndrăgostești de mine. Da, să rămânem prieteni. Vrei? Doi prieteni care țin mult unul la celălalt. Da, care țin mult unul la celălalt, Elis. La ce te gândești, Jo? La Dafton, la cei care au fost părinții mei. Tata era un muncitor bun, dar prea sincer, ca să răzbească în viață. Îmi spunea adesea, dacă m-aș fi dat cu conservatorii băieții, aș fi avut mașină, m-aș fi dus cu mașina la fabrică. La vârsta de 15 ani nu împărtășea mândria tatălui meu, fiindcă automobilul acela ipotetic pe care el îl respinsese cu atâta nobleță era pentru mine o realitate de neatins. Așa încât în locul unei priviri aprobatoare pe care o aștepta de la mine, întâlnisem doar o căutătură ursuză. Iar mama? Mama? Ha. Mama știa ce era în capul meu. Tu n-ai dus niciodată lipsă de nimic, Joe, mă certa ea. Tatăl tău ar fi murit mai bine de foame decât să se vândă pentru un pumn de arginți. De-aia m-am măritat cu el. Aș fi putut să iau un bărbat bogat cu mașină, dar eu am vrut să am lângă mine un bărbat frumos și bun. Tata avea o față masivă, de o voință neclintită. Era un om foarte bun, cu trăsături regulate, cu părul des deschis și dinții albi strălucitori. Un bărbat în jos, dar nu greu.
Avea mișcări de taur tânăr, însă fără nimic amenințător. Ei, mă duc să beau un paharel, femeie, spunea el. Îmi trecere pe lângă mine, îmi ciufulea părul zicându-mi: ține minte ce spun eu. Sunt unele lucruri care se cumpără scump. Adică? Prea scump. Ce vrei să spui cu asta? Că tu ești o minune. Ești atât de bună și frumoasă. E o femeie de vârsta mea. De ce nu? Glumești, Joe. Uite, te rog să nu mă iei așa ca un băițel. Am 25 de ani și am trecut prin multe. Da, băiete, știu. Ești foarte bătrân și ai să ajungi un om mare. Nu, sunt un ștrangar aiurit, cum se spune în filme. Joe, vrei să-mi spui ceva? Ce? E o întrebare caragioasă. Are înainte un dacă. Uite, să zicem că m-ai fi întâlnit acum 10 ani. Când eram cu 10 ani mai tânără, cum ți-aș fi părut? Frumoasă, ca și acum. Nu asta vreau să spun. M-ai fi luat în serios? Da, știi că da. Dar ce rost are întrebarea? Pe atunci nu aveam riduri. Și aveam tot viitorul înainte. Uneori nu puteam dormi minunându-mă ce mi se va întâmpla. Știam că oricum va fi ceva extraordinar. Asta pe vremea când aveam 19 ani. Asta e vârsta cea mai frumoasă. Și ce fericită era, grozav fericită. Și plângeam ușor, dar îmi plăcea. Și ochii nu mi se înroșeau niciodată. Atunci m-ai fi luat în serios. Probabil că tu nu m-ai fi luat în serios. Ah, și fost o proastă. Atunci tocmai urmam cursurile unei școli de dramă, era o școală ieftină. Mama spunea că trebuie să învăț cum să vorbesc, cum să mă comport în societate, pentru a părea o fată bine crescută. Dar cum era Alice la 25 de ani? Ah, eram teribil de manierată. Da? Da. Îi stătusem la Londra 3 ani. Londra e un iad când ești sărac. Trebuie să păstrezi aparențele. Am avut niște ocupații groaznice. Plasatoare la cinematograf, chelneriță la bar, orice vrei. Numai o viață liniștită, nu? Da, eram tânără. Aveam în mine multă energie. M-ai fi plăcut atunci? Da? Ai fi putut face pentru mine o mare pasiune? Cred că mi-ai fi frânt inima. Dar ce puteam eu face pentru o fată tânără și ambițioasă? Știi ce? Prefer să te iau așa cum ești acum. Te admir. Ești atât de frumoasă. Aș vrea să am un tablou cu chipul tău așa. L-aș ține închis și l-aș privi ori de câte ori mi-ar fi dor de tine. Dar există un tablou al meu undeva. De ce nu mi-ai spus până acum? E, că uitasem. În niciun caz nu e ceva important. Aveam nevoie de bani, am întâlnit un pictor la o serată și am pozat. Asta a fost tot. Pe urmă n-am mai făcut-o niciodată. Într-adevăr, ești sigură? Da, dar de ce aș minți? N-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta. Sunt multe femei tot atât de sărace cum ai fost tu și mai bine mor de foame decât să pozeze pentru câteva lire amărâte. Ei, asta îi sprăvește, dar ce te privește pe tine? Adică ce trebuia să mor de foame pentru că într-o zi s-ar fi putut să întâlnesc cu un ipocrit din Dafton care să nu fie de acord cu ideea asta? Nu înțelegi că lucrul ăsta nu mi se pare potrivit pentru o femeie ca tine? Nu înțeleg, eu sunt stăpână pe mine. N-am nevoie de morala ta. Perfect. Tu te lauzi cu începuturile tale umile. Dar n-ai fost flămând niciodată, tare aș fi vrut să fii. Altcineva s-a lipsit de multe pentru dragul Joe, seducătorul, cu păr blond. Eu am făcut războiul, am fost prizonierul nemților timp de 3 ani. Ce crezi că îi se dea de mâncare unui prizonier? Sigur, tu n-ai căzut în picioare. Și Jack Wells a fost prizonier și a evadat. Nu pronunța în fața mea numele acestui individ. Pentru el a fost foarte bine că a evadat. Avea un tată bogat care să-i asigură o existență substanțială. Bine. Lasă pe ticăloși ăștia bogați, care au de toate, să fie eroi dacă le convine. Nu mi-a plăcut să fiu prizonier, dar era mai bine decât să fi fost mort. Am simțit din plin grozăviile celui de-al doilea război mondial. Îmi ajunge să știi, îmi ajunge. Bine, nu te mai scuza. Nu trebuia să aduc povestea asta în discuție. Acum, gata. Nu mai avem nimic să ne spunem. Da? Chiar crezi că nimic? Ce rost ar mai avea? Alice. Nu, gata. Să ne oprim aici. E mai bine pentru amândoi. Nu vreau să fiu dominată. Nu suport să mi se facă morală. Pentru că am luptat din greu cu viața ca să-mi asigur existența. Asta nu se uită niciodată, niciodată. Rămâne în sufletul omului ca o rană adâncă, care îl înfioară în momentele de aducere aminte. Alice, îmi pare rău că te-am supărat. Nu, n-are rost să regreți, Joe.
dar... Nu, nu, gata, nu mai vreau, să nu mai vorbim despre asta, te rog. Și în fond, ce reprezintă Alice pentru mine? Legătura cu ea ar putea provoca un scandal în mediul puritan din Orley, dăunător carierii mele. Pe când Susan, frumoasă și tânără Susan, fiica consilierului Brown, mi-s o partidă strălucită pentru ascensiunea mea, în reușita împlinirii unei situații de invidiat în societatea suspusă. Hello, Susan! Hello, Joe! Oh, ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Arăți minunat. Nu știam că Sally Carster te-a invitat la aniversarea zilei sale de naștere. E o fată drăguță. Am jucat împreună în piesa Ferma. Da, vrei să spui că n-ai fi venit dacă ai fi știut că sunt și eu aici? Din potrivă. M-aș fi plictisit fără tine. Simpla ta prezență e o sărbătoare. Da, îți faci joc de mine, Joe. Vorbesc foarte serios, Susan. Deși n-am dreptul. Nu văd de ce n-ai avea dreptul să vorbești serios, Joe. Nu-i bine, vreau să spun că nu se cade să glumești. Ce faceți, dragii mei? Discutam, Sally. Nu ne-am văzut de multă vreme și... Îi povestesc spre preocupările mele de slujbași la secția de finanțe. Mai bine dansați. Da. Avem timp și pentru asta. Bine, vă las deocamdată, trebuie să fac pe gazda cu noi oaspeți care sosesc. Sally, vină! Te invit la dans, Susan. De acord, Joe. Iar tu ești încruntat. Ești supărat pe mine? Nu, nu, sunt îngândurat. De ce? Mă gândesc la tine. Să te cred? Întotdeauna mă gândesc la tine. Exagerezi. În ceea ce te privește sunt foarte slab și sentimental. Și ce gândești despre mine? Am să spun altădată. Spune-mi acum, Joe. E un secret. Am să spun când vom fi singuri. Ah, răutăciosul. E foarte cald aici, nu? Da, să ieșim puțin pe terasă, da? Da. Ce plăcut e aici. Ce lună minunată. Lumina ei inundă întreaga grădină. E superb, Joe. Am să te sărut, Joe. Să nu-ți fie teamă, iubito. Joe, niciodată nu mi-e frică de tine. Foarte bine, draga mea, foarte bine. Dacă am putea rămâne aici pentru totdeauna. Și eu aș vrea. Dragă, Joe. Mâine am să-ți telefonez la ora 10. Mai bine să ne întâlnim undeva. Atunci la ora 6, la Teatrul Mare din Bledisfield, da? Mm-hmm. Am întârziat. Dar ești groaznic, Joe. Abia așteptam să te salut, Susan. Nu, aici în văzurul. Da, aici. Unde mergem? Să ne plimbăm. Spune-mi, Joe, aseară la ce te gândeai? Ai să te super pe mine, dacă am să spun. Dar promit că nu, jur. Nu pot. Dar mi-ai promis. Te iubesc. Te-am iubit întotdeauna, Susan. Și eu te iubesc, Joe. Adevărat? Foarte adevărat. Uite, era îndrăgostită de Jack. Aparențele înșală. Îl cunosc de multă vreme. E foarte serios, e liniștit. Dar atât. Da, eu cum sunt? Tu mă faci să mă simt foarte ciudat în lăuntru meu. Da, sunt timid. Sunt timid. Știu că sună caragios, dar nu pot să cred niciodată că o femeie ar putea să mă placă. Joe, mă iubești? Dar știi că da. Cât de mult? De 100.000 de lire. Hai, uite, vine autobuzul. Trebuie să-l prindem. Și unde mergem? La Folie, parc. E foarte pustiu acolo, Joe. De asta și mergem. Ce, ți-e frig? Nu. Hai, uite-l. Hai, Susan, urcă. Da, hai să stăm aici la fereastră. Ai auzit că se organizează un bal la primărie? Da. Vrei să mergem și noi? Îmi pare rău, Joe, dar nu pot. De ce? Mă duc cu Jack. Am crezut că mă iubești pe mine. Îl preferință pe el, văd. Acum pot să spui un lucru atât de îngrozitor?
Nu-mi pasă de el. Mama l-a invitat să vină cu noi. Așa face ea întotdeauna. Cred că nu mă mai iubești. Dragă mea, îmi pare rău. Te iubesc. Nu plânge, iubito. O să ți se înroșească ochii. Uite, stai lângă mine așa. Uneori e groaznic acasă. Nu vorbesc direct despre tine, dar știu. Se gândesc că n-ar trebui să ne întâlnim. Zic că sunt prea tânără ca să ies la plimbare cu același băiat, oricine ar fi el. Dar știu eu că nu e ăsta motivul. De ce nu le spui? Jo, am doar 19 ani. Nu știu să fac nimic. Eu pot să te întrețin. Dar dacă nu obținem încuviințarea să ne căsătorim... Nu te necăjui, iubito, o să găsim o cale să ne căsătorim. Deși, poate e mai bine să așteptăm. Dar te iubesc, Joe. Vreau să ne căsătorim. Bine. O să vedem, Suzana. Te rog să mă prezinți părinților tăi cu ocazia balului. Alo, Elis? Da. Trebuie să te văd neapărat. Trebuie? Îmi pare rău că te-am supărat. Ți-a trebuit cam mult timp să-ți dai seama. Uite, nu pot să-ți explic la telefon. Tu ai însemnat foarte mult pentru mine. Da, da, povești, vorbe. Sunt foarte ocupată. Elis, nu... Dar spune-mi ce vrei. Să te văd. Așteaptă-mă la St. Clair asta seară, vin la ora 9. Acum trebuie să te las, coboră George. La revedere. Cu bine, Elis. Unde mergem? Spre dealul Brăvilor. Îmi pare atât de rău că te-am supărat, dragă mea. Nu mai are importanță, John. Te iubesc. Oh, sunt ostenită și arăt groaznic. Nu e adevărat ce spun. Tu nu mă iubești? Ba da, altfel, de ce crezi că aș fi venit? Doream atât de mult să te văd. Sunt fericit cu tine, Eris. Ești ipocrit. Crezi că nu știu de întâlnirile tale cu Susan? Oh. Curând ai să te plictisești de ea. Vezi să nu faci să suferi. Nu-ți face probleme. Eu sunt mereu singură. Mă plimb prin orele și sunt singură. Vorbesc cu oamenii și sunt singură. Mă uit la George și mă înspăimânt. E ca o marionetă trasă de sfor scăldată în lumea reflectoare. Pe tine te iubesc, George. Te iubesc.
Aș muri. Nu mai vorbi de moarte. Atunci am să trăiesc pentru tine. Am să te fac cea mai iubită femeie din lume. Mă iubești? Din tot sufletul ales. E, Joe, ți-e cald? Nu, Susan. Scrisoarea pe care am primit-o de la tine a fost minunată, Joe. A fost cea mai plăcută surpriză din viața mea. Am auzit multe despre cele întâmplate cât am fost plecată la Cana. Despre tine și Alice. Da? Dar nu-mi pasă. Din moment ce mi-ai promis că n-ai să o mai vezi niciodată, știi că este în spital, nu? E bolnav. Stă rău cu nervi. M-ai auzit, Joe? Te rog, te rog să-i scrii imediat, să știe că ai terminat definitiv. Taci! Taci! Am să fac ce ți-am promis. Am să termin legătura asta odată pentru totdeauna. Îndată ce iese din spital. Dar prin viu grai, nu prin scris. Ar fi o lașitate. Te urăsc! Oh, ce josnicie! De nu te-aș fi întâlnit niciodată. Te urăsc, Joe, te urăsc! Plec! Plec, nu vreau să te mai văd. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai iubi niciodată, nici un pic. Totul a fost numai minciună. Te detest. N-ai să pleci nicăieri. Lasă. Și nici n-am să fac ceea ce mi-ai cerut. Te iubesc și eu decid ce trebuie să fac sau nu. Ține minte, de azi înainte așa va fi. Lasă-mă să plec. Dacă nu mă lași, țip după ajutor. Am să te sărut. Și n-ai să mai pot spune nimic. Ce? Te iubesc. Și iubirea va fi împlinirea sentimentelor noastre. Noi care suntem legați de viață. Ce? Alo? Domnule Lampton? Da? La telefon Brown. Vă salut, domnule Brown. Domnule Lampton, te invit la dejun la Clubul Conservatorilor, la ora 1. Sunteți sigur că pe mine mă căutați aici, la secția financiară? Mai mult ca sigur. E ceva important. Te rog să nu întârzi. Bine, domnule Brown. Dar în ce chestiune doriți să-mi vorbiți? Nu pot să spun la telefon. Și chiar dacă aș putea, n-am timp. Bună ziua! Domnule, pe cine căutați aici la Clubul Conservatorilor? Sunt Joe Lampton. Domnul Lampton? Ah, da. Domnul Brown are o întâlnire cu dumneavoastră. A fost reținut, dar vă roagă să-l așteptați la bar. Mulțumesc. Hey, ce mai faci, bătrâne? Bine, Jack. Bei ceva? Beau whisky. Mm-hmm. Dar ce vânt te aduce pe aici? Știam că ești un laborist convins. Vrei să intri în pas cu vremea? Nu. Mă întâlnesc cu domnul Brown. Ah, cu tatăl Susan? Da. Da, simpatic. Totuși nu te da bătut. Ține la prețul cel mai mare cu putință. Mă rog, presupun că discutați chestiuni de afaceri. Nu s-ar putea. Ești discret. Eu trebuie să plec. Nu mai e un whisky? Nu, mulțumesc, Joe. În orice caz, tu nu poți plăti. E un regulament al clubului. Henry! Da, un whisky dublu pentru domnul Lampton. Ia și banii. Mulțumesc, domnule. La revedere, Joe. La revedere, Jack. Bine că a plecat. M-a umilit cu tratația lui. Scuze-mă că m-am întârziat, domnule Lampton.
Am avut niște probleme de rezolvat, dar văd că te simți ca acasă. Cred că îmi să iau și eu un whisky, dacă mai e. Sunt foarte supărat pe dumneata, tinere. Fumezi? Nu, nu fumesc. Da, ești cumpătat. Fumatul înainte de masă e un obicei prost. E singurul lucru în care ești cumpătat. În celelalte privințe te-ai comportat imprudent. Dacă acesta este motivul pentru care ați dorit să mă vedeți, nu mai are niciun rost să mai rămână. Nu te arăta mai necivilizat decât ești. Vreau să-ți fac o propunere. Aș dori mai întâi să luăm masa. E prima dată când intri în clubul acesta? N-am intrat în viața mea într-un club conservator. Tatăl meu s-a răsucit în mormânt dacă m-ar vedea. Și al meu la fel, băiete. Dar nu suntem legați de tații noștri. Hai să mergem în sufragerie. Aici. Poftiți, domnule Brown, masa a reținută pentru dumneavoastră este aceasta. Mulțumesc. Adunii de loc pentru început niște coniac. Îndată, domnule! Domnule Landon, am gândit să te lansez în niște afaceri. Serios? Nu te-am chemat aici ca să fac glume. Ai auzit ce-am spus. Ești un băiat deștept. Dar nu vrei să rămâi în primărie toată viața, nu? Acum e vremea cea mai prielnică pentru afaceri. Să presupunem că îți împrumut suma necesară pentru a-ți asigura o cotă parte de participare într-o afacere. N-am să te trag pe sfoară și am să-ți trimit și clienți. Am impresia că mă întindeți o cursă. Da, vreau să te fac un om avut, mult mai avut decât ai fi dacă ai rămâne la primărie, cu o condiție însă, cu o singură condiție. Să nu mai vezi niciodată pe Susan. Să nu mai comunici cu ea în niciun fel. Aha. Asta înseamnă că trebuie să plec din Warley. Da. Trebuie să pleci imediat din oraș. Nici nu trebuie să mai stai pe gânduri. Nu există altă soluție. În caz că nu accepți propunerea mea, te asigur că am să-mi dau toată silința să-ți fac viața imposibilă. Nu. Hotărât? Nu. Dacă ați fi fost mai tânăr, vă lăsam jos, vă snopeam în bătaie și la dracu cu oferta asta imbecilă. Mai bine mă fac salahor decât să mă las cumpărat. Ascultați, domnule, nu o să înțelegeți asta niciodată, dar eu o iubesc pe Susan. Nu, n-am să înțeleg. Eu nu înțeleg ce e aia dragoste. O iubesc, am spus. Din primul moment în care am văzut-o, am dorit să mă căsătoresc cu ea. Atunci nu știam cine este și nici nu-mi pasă. La dracu, am să ajung până la tribunal. Dacă o alungați, poate să vină la mine acasă. Judecătorul n-au să ne refuze permisiunea de a ne căsători. Și dacă ne refuză, am să fac un scandal de pomină. Hai să faci una ca asta, Joe. Și mă rog, de ce nu? Pentru că ai să te căsătorești cu ea. Poftim? Cu consimțământul meu. Și asta foarte repede. Și de ce mi-ați făcut propunerea aceea? Am vrut să fiu sigur dacă ești potrivit pentru fata mea. În orice caz, ar fi fost o investiție bună. Ești un băiat deștept. Principalul este să fixăm data căsătoriei. La început ați fost împotriva căsătoriei noastre și acum vreți să ne căsătorim la repezeală. Da. Păi, nu înțeleg de ce. Motivul e foarte simplu. Susan... Mă înțelegi? Dar, Susan, de ce nu mi-a spus nimic? E bine, Joe, nu ți-a spus pentru că nu voia să te căsătorești cu ea doar din obligație. În ceea ce mă privește pe mine... Nu ți-am spus și am vorbit doar despre bani pentru că vroiam să mă asigur că nu te căsătorești cu fiica mea numai din interes. Vreți să spuneți că ați fi lăsat-o să nască fără să-mi dați de veste? Aș fi preferat asta decât să fie nefericită tot restul vieții. Susan, cu fiul meu? N-ai niciun motiv să râzi. Nu așa îmi închipuiam nunta fetei mele. Există părinți care își trimit fetele în unele clinici. Nu-i prea târziu pentru asta. Numai că ea n-ar consimți. Nici dumneavoastră n-ați fi în stare. N-ați putea să vă înlăturați viitorul nepot. Asta ar fi o mărșăvie fără seamăn. Am să o răpesc la noapte. Jur că am să o răpesc și am să o duc la mine acasă. Am să-ți o iau înainte. Aș putea să-i relatez convorbirea noastră pe bunul meu plac. Să o fac să creadă ce vreau eu. Da, încercați numai. Încercați numai, domnule. Am să anunț poliția. Da, 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 da. Te cred în stare. Într-adevăr, te cred. Ești un tip incomod. Probabil că în viziunea dumneavoastră a fi corect înseamnă a fi incomod. Da, e drept. De-al minter n-am de gând să o expediez pe Susan. Atunci de ce m-ați feriat? Am vrut să văd din ce fel de aluat ești făcut. Ah, ați vrut să mă intimidați? Niciodată n-am îndepărtat-o pe Susan de dumneata. Chestiunea, băiete, e că un om în situația mea
nu poate cunoaște prea bine un tip ca dumneata. Așa încât te-am lăsat să-ți dai arama pe față. Jack Wells n-ar fi fost pus în situația asta. Ar fi trebuit să te îngrijești ca părinții dumitale să aibă mai multe parale. Nu eu am făcut lumea. Eu am avut o familie simplă și cinstită. Părinții mei au muncit din greu ca să mă crească. Și nu mi-e rușine de lucrul ăsta. Ce spui? Credeam că o veți mărita pe Susan cu Jack. Se vorbea de o fuziune a întreprinderilor. Simple vorbe! Fuziunea n-are nimic de a face cu asta. Eu nu-mi dau fata ca să pecetluiesc o alianță. Nu m-am gândit nicio clipă să mă asociez cu familia Wells. În primul rând am fost prea mult timp unicul stăpân al întreprinderilor mele ca să doresc să fiu doar co-director. Și în al doilea rând nu-mi place felul cum merg treburile la ei. Totuși, nu te-am adus aici ca să discutăm despre familia Wells. Vreau să-ți dai demisia de la primărie de îndată ce vei putea. Știți, nu m-am calificat încă șef contabil. Am doar gradul de funcționar stagiar. Eu judec oamenii după faptele lor și nu după hârțoace. N-am timp acum să intru în amănunte. Ce pot spune e că aș avea foarte urgent nevoie de cineva care să-mi reorganizeze birourile. Sunt prea multe hârtii. Asta dănuiește din timpul războiului când am angajat oameni la nimereală. Pe mine nu mă interesează partea tehnică. Nu mă pricep în chestiuni administrative. Dar știu ce putem și ce nu ne putem permite. Ar urma deci să mă ocup de problema productivității? Nu tocmai. Trebuie aduse unele schimbări pe care cel mai bine le poate face un om nou. Asta e tot. Am de întreținut o familie. Ce salariu voi avea? 1000 de lire, deocamdată. Și nimic dacă nu reușești să faci treaba. Ai la dispoziție una din mașinile firmei. Trebuie să inspectezi des depozitele din liț. Am înțeles. Mai e o singură chestiune de lămurit. Și dacă refuz, totul s-a sfârșit. De câte ori mă gândesc la lucrul acesta, îmi vine să-ți frâng gâtul. Dacă îmi spuneți cu ce am greșit, poate aș reuși să îndrept ceva. Părăsește-o pe Alice Esgill. Acum. Nu vreau ca fiica mea să mai sufere. Și nu vreau ca ginerele meu să fie amestecat într-un proces de divorț pentru o femeiușcă ca ea. Am terminat cu ea de mult. Nu era nevoie să folosiți un asemenea cuvânt. Și eu am fost tânăr fără minte. Să lăsăm discuția asta. Tu ești omul care îmi trebuie. Oricând îți poți croi drum spre înaltă societate. Îți doresc succes. Și cu asta gata. Deci totul s-a terminat între noi, Joe? Da. O iubesc pe Susan. Foarte înțelept din partea ta. Nu fi răutăcioasă, Elis. Nu, sunt... Sunt surprinsă, sunt... Cât de repede te-ai schimbat. Iubirea noastră s-a spulberat ca un fum. Ne-am cunoscut prea puțin. Tu ești tânăr, frumos. Eu am 34 de ani și are 19. Nu sunt supărată pe tine. Nu, de altfel trebuia să mă aștept la treaba asta, dar... Nu, de ce nu vrei să-mi spui adevărul? Nu e așa cum gândești, Alice. Te-am iubit, într-adevăr. Dar acum nu mai pot. Oricum nu mai avea niciun rost să continuăm. S-ar fi aflat. George ar fi putut să afle. Eu nu vreau să fiu băgat într-un proces de divorț rușinos. Da? Nici să fiu expediat din Orley. Ești prea timid, nu. Joe. Îmi cunosc interesele. Nu, mai e și altceva la mijloc. De ce te ascunzi? Ți-e teamă să nu mă rănești? N-aș vrea să-ți fac nici cel mai mic rău, Elis. Am să încerc să-ți explic. Da, spune. Sunt logodit cu Susan. Voi lucra la întreprinderea tatălui ei. Dar nu ăsta este motivul pentru care trebuie să ne despărțim. Ar fi imposibil să ne mai vedem în acest oraș. Nu, eu aș vrea să... Nu, aș vrea un singur lucru. Să nu minți. Totul este clar și simplu de înțeles. Și îți doresc noroc în drumul tău spre înalta societate. Elis. Dar mai e și altceva. Și te rog asta să mărturisești, Joe. Atâta îți cer. Da. Am aflat că Jack Wells a fost prietenul tău. E adevărat, Elis? Adică îl urăști pe Jack? Îmi pare rău. El nu te urăște. Da. Cred că amândoi avem nevoie de un gin. Poftim. Pe gazda. Da.
Nu, ajunge, gata, ajunge, Joe. De ce nu mi-ai spus nimic? Pentru că nu mi s-a părut important. Dacă ai uitat cumva, îți amintesc că la urma urmei stabilisem între noi o convenție în privința asta. Să fim prieteni. Și atâta tot. Bine, Liz, bine, la revedere. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. La revedere. Joe, am auzit că miercuri ai luat masa cu domnul Brown. Ce te privește pe tine, dragul meu coleg? Așadar, ne părăsești pentru pășunile grase ale întreprinderilor Brown. Se pare că da, Teddy. Pune-mi și mie o vorbă bună, vrei? Poți să-ți aranjezi un cont de cheltuieli la fel de bine ca Edward Soames, revizor principal la administrația financiară din Worley. Perfect. Înainte de a ne părăsi, amice, n-ai vrea să te uiți puțin prin conturile astea, te rog? Ba da. Uite, pofti mapa cu conturi și servește cu o țigare bună. Mulțumesc. Sper ca în schimbul ăsta, dacă vei mai da pe aici, să-mi oferi o cutie cu havane. De ce nu? Dar văd că nu-ți pasă de ce s-a întâmplat Elisei Esgill. Sau n-ai auzit? Ce-i cu Elis? A murit. Cum? Îți era prietenă, nu-i așa? Cum a murit? A intrat cu mașina într-un zid. A boulat Sinclair toată noapte. Patronul n-a mai vrut să-mi servească. Și-a lăsat-o totuși să conducă? Ei, o fi gonit cu o viteză nebună. Unde s-a întâmplat exact? Pe strada Corbi. Știi, sus, mai la nord de dealul vrăbilor, la dracu-n praznic. Ce-o fi căutat acolo noapte? Nu pot să-mi închip. Ce întâmplare stupidă, Joe. Conducea cu viteză. Era o femeie plină de viață și o să-mi lipsească foarte mult. Te cred, Joe, te cred. Teddy, da? Uite, nu mai sunt în stare de nimic, nu mă simt bine. Vestea asta m-a tulburat peste măsură. Trebuie să plec. Dar unde te duci? Unde te duci, Joe? Nu știu. Nu știu, vreau să ies la Joe, vino să-mi firem. Lasă-mă! Lasă-mă, Joe! E nebun. Un whisky dublu, te rog. Hai, imediat. Ce durere de cap m-a apucat. Nu vă simțiți bine? Nu, nu prea. Sunteți bolnav? Nu, nici vorba, mai dăm un whisky. Da. Să nu vă facă mai rău. Nu, mă liniștește. Hei, Joe, ce faci aici? Hello, Eva. Ești fericit acum? Te-ai descotorosit de Ellis. Ai scăpat. Lasă-mă, te rog, lasă-mă. N-am vrut să se întâmple grozăvia asta. E o pedeapsă prea mare pentru mine. Lasă-mă în pace. Lasă-ne în pace pe amândoi. Joe, cum ai putut să faci una ca asta? Te iubea atât de mult. Cum ai putut? Eva, te rog, încetează. Ochii mari. Nu-i toate mințile omul ăsta. A plecat. Unde să mă duc? Unde? Ochii lui Alice mă urmăresc. De ce? De ce? Iubesc, Joe. Aș muri pentru tine. Nu vorbi de moarte, Elis. Atunci am să trăiesc pentru tine. Am să te fac cea mai iubită femeie din lume. Elis, ești o femeie frumoasă. Femei la vârsta mea. Nu ești bătrână. Exagerezi, dragă mea. Ba da, sunt, iubitule. Sunt mai în vârstă decât tine. Te rog să nu mă iei așa ca pe un băiețel. Am 25 de ani și am trecut prin multe. Sigură de asta, Joe. Deci totul s-a terminat între noi, Joe? O iubesc pe Susan. Foarte înțelept din partea ta. Nu fii răutăcioasă, Elis. Nu sunt. Sunt doar surprinsă cât de repede te-ai schimbat. Cât de repede te-ai schimbat, Joe.
Ce groaznic. Ce groaznic. N-am vrut să moară. N-am vrut să intru aici să beau ceva. Ce doriți, domnule? O halbă cu bere. Ce de lume. Te deranjez? Nu, nu mă deranjez. De unde să mă deranjez? Vrei o țigare? Poftim. Mersi frumos. Oh, dar ce tabacheră grozavă ai. E de argint. Nu ești de pe aici, după cum văd. Mulțumesc. Sunt din Daftă. Sunt boiajor. Cu ce te ocupi? Eu cu lenjerie de damă. Ești un drac de bărbat. Îmi dai și mie o mostră gratuită? Dacă ești fată cu minte. Vrei să bei ceva cu mine? Da. Aș bea o bere. Bere? Nu vrei ceva mai tare? Săptămâna asta am făcut vânzare bună. Vai, ce drăguț ești. Mavis. Hai, vino. Pe tine te cheamă? Ce nume n-o să mai? Pleacă, Mavis, John, pleacă. Ce-ai venit pe capul nostru? Mavis. Te-am foarte bine până ai venit tu. Te-am rugat să vii, Mavis. Termină, John. Auzi, lasă-mi pace. Dar tu cine dracu ești? Ce te privești? Ai auzit și-a spus? Lasă-mi pace. Ce vorbești? Ia mâna de pe ea. Bine, bine. Mavis, mai vorbim noi. Nu chiar prietenul meu, știi? Mi-e silă de... Da, am înțeles, am înțeles. Ești cel mai adorabil băiat pe care l-am cunoscut. Și ce haine frumoase ai, știi, eu lucrez într-o fabrică de textile, mă pricep la stofe. Dacă îți place ție, Mavis, am să port numai costumul ăsta. Hai să plecăm de aici. Da, hai, stai să plătesc. Lasă-mă pe mine să plătesc. De ce? Cum? Cum vrei, Mavis? Eu să știi că știi bine. Săptămâna trecută am câștigat 6 lire. 6 lire? 6 lire? Păi ăștia-s bani, Mavis! Nu glumă! Poți să-ți pui deoparte pentru zeste, să știi? Trebuie să-mi găsesc bărbatul potrivit. Ai mâini frumoase și moi. Nu, Mavis, nu sunt frumoase. Sunt urâte. Sunt mâini de ucigași. Te-ai amețit? Nu. Niciodată nu m-am simțit atât de bine. Ce băiat curios ești. Cine eu, ți se pare? Tu nu mă placi pe mine? În prima clipă în care te-am văzut. Ești foarte dulce, Mavis. Te plac foarte mult, foarte mult. Hai, Mavis, hai să mă duc. Mașinăriile astea, ale dracului mașini. Nu se mai opresc odată. Te simți bine? Bine, Mavis, bine, splendid, splendid. Mă simt splendid, Mavis. Eu locuiesc aici, aproape. Tu iei la stânga și mergi drept înainte. Ai bani de taxi? Am, n-ai grijă, am. Te sărut, la revedere. A fost grozav, să știi, n-am să uit. La revedere, Mavis. Luminele astea mă vorbesc. Ia-te, uite la ea. Ia te uite, e îngânfat și plin de băutură. Secătura. Mavis e fata mea, auzi? Cine ești tu? Nu, nu ne plac străinii care se amestecă în treburile noastre, auzi? Știi ce? Ia mâna de pe mine, știi ce? E cară-te, cară! Tu să te cari! Poftim! Te învăț eu mintea, amice! Așa ne trebuie, colegi! Să nu mă ții minte! Uite cum, acum după ce te-am culcat la pământ, poți să plec liniștit. Altădată să-ți vezi de treabă. Taxi! Taxi! Spre centru! Noapte. Aerul ăsta umed îmi face bine. Hei, Joe! Din timp o să te duci. Bab, ce vrei de la mine? Eu n-am casă. Ba da, bai. Toți am fost îngrijorați. Ce-ai făcut? Ai fost căutat prin tot orașul. Susan. Ce cu Susan? Ce hal ești, băiete. Susan s-a dus la Londra după rochia de mireasa. După ce? Lasă-l în pace, Eva. Lasă-l în pace. Ea ajunge pentru azi. Eu sunt vinovat de dispariția lui Alice. Dar nu vorbi prostii, Joe. Toată lumea știe ce i s-a întâmplat. Totul a fost din propria vină. Am plătit prea scump drumul spre înalta societate. Mă loc chiar așa. Nimeni nu te învinuiește, Joe. Nimeni. Tocmai asta e nenorocirea. Asta e...
Am sperat ca prin căsătoria mea cu Susan să-mi întemeiez un cămin fericit și să duc o viață lipsită de griji. Dar nu mi-am dat seama că sentimentele curate nu pot fi înnăbușite de o stare materială prosperă. Sentimentele adevărate nu se pot cumpăra sau vinde după bunul plac. Niciodată. Niciodată. Ați ascultat Drumul spre înalta societate, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. Distribuția a fost următoarea: Joe, Ion Caramitru; Alice, Gina Patrichi; Susan, Mirela Gorea; George, Mircea Albulescu; Brown, George Constantin; doamna Brown, Elena Nica; doamna Thompson, Cela Dima, artistă emerită; Teddy, Mihai Fotino; Hailac, Alfred Demetriu; June, Marioara Sterian; Eva, Eugenia Maci; Bob, Mihai din Vale; Jack, Șerban Celea; Rani, Teodor Danetti; Mavis, Rodica Mandache; John, Valentin Teodosiu; Sally, Ruxandra Sireteanu; barmanul, Gheorghe Oprina; ospătarul, Gheorghe Pufulete; șoferul, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Dan Puican.